Bună! Astăzi vreau să vă arăt comanda mea de la Oriflame din campania 14. Acesta este catalogul aferent campaniei. A început pe 1 octombrie și va fi valabil până pe 19 octombrie. Să știți că începând cu acest catalog se schimbă un pic perioada campaniei. Dacă până acum se încheia luni și o nouă campanie începea marți, începând cu 14, cred că acesta se încheie undeva 19, parcă e sâmbătă, apoi începe alt catalog. Știu că anul acesta nu vor mai fi 18 campanii, parcă așa au fost anul trecut. Ultimul catalog va fi aferent pe toată luna, va fi valabil pe toată luna decembrie. Dacă vreți mai multe detalii, scrieți-mi în comentarii și eu mă uit și vă răspund cu drag. Da, să trecem la cutie. Nu este foarte mare, am produse doar pentru mine, nu am nimic pe comandă. Și haideți să o deschid, o să pun un pic de pauză. Am deschis-o, o să o dau puțin deoparte. Și o să vă arăt produsele. Prima dată nu mai știu cu ce am înlocuit taxa de transport. Nu mai știu. A, cred că cu acest rimel, da. Această mascara și cred că a fost 18 lei sau 19 lei, undeva pe acolo. Mai departe, am luat aceste noutăți pentru că săpunul lichid de data trecută, comandat în campania trecută, mi-a plăcut, așa că am zis să îl comand și în această campanie. Este, de fapt, o lansare a catalogului. E vorba de gama aceasta Essence & Co. Acesta este un săpun lichid pentru mâini și corp cu pere și tonka și aceasta este loțiune pentru mâini și corp. Și să știți că miroase foarte bine. Fiecare produs are 300 de mililitri și a costat 55 de lei. Se găsește pe ultima pagină a catalogului, parcă. Haideți să vă arăt. Aceasta este oferta. Așa. Un alt produs este această apă de parfum, Poses Absolut. Am cumpărat și am recumpărat acest parfum de foarte multe ori. De fiecare dată s-a mișcat trebietul pentru că, ce să vedeți, am o musafiră. De fiecare dată îl dau cadou și rămân fără el. Dacă aveți, stați un pic să rezolvăm problema. A urcat pe masă domnișoara. Da, vă spuneam că de fiecare dată îl dau cadou. Dar știți că este un parfum potrivit pentru orice vârstă, dar am observat că le place fetelor începând cu 16, 20 și ceva de ani, 30. E perfect, pentru că tinerii au gusturi diferite și e greu să-i mulțumești. Aveți de gând să vă luați un parfum și nu știți. Eu vi-l recomand pe acesta. Și știți că de fiecare dată când un produs nu îmi place, eu spun, nu e ce trebuie sau nu e chiar wow. Pentru că am văzut în ultimul timp, avem tendința de a lăuda toate produsele, dar nu înțeleg reclama asta. Ce avantaj aș avea eu să spun aici că produsul acela este wow? Dacă nu e așa, nu știu. Da. Și mai am în cutie și pachetul de lansare. Bineînțeles, nu aveam cum să ratez acest pachet de lansare. E vorba de acestea, trei produse noi. Și avem așa. Mascara aceasta, Giordani Gold.
Lash Iconic Waterproof. Așa este. Următorul produs este Milk and Honey, cremă pentru mâini și corp. Are 250 de ml, din câte știu eu. Și nu mai văd scris. Da, aici pe față, pe capac. Crema cred că este aceeași, doar că au schimbat ambalajul. Este însă un ambalaj așa mai festiv, mai drăguț, de sfârșit de an. Și noua lansare a Oriflame-ului, Giordani Gold Esența Supreme. Și cred că esența, am spus esența, așa scrie, dar cred că se pronunță esența. Și cred că v-am tot spus de acest parfum de vreo 2 luni. Iată că a sosit și la noi. O să-l deschid. Sunt foarte curioasă și sper să nu fiu dezamăgită. Am așteptări mari de la acest parfum și am uitat să vă spun, acest preț, pachet de lansare a avut prețul de 175 de lei, cred, și sper să nu mai greșesc. Cineva în campania trecută m-a corectat și bine a făcut, pentru că am greșit prețul pachetului de lansare. Nu, sau a unui produs, nu știu, și nu e ok. Ia uitați-vă cât de bine arată sticluța aceasta. De fapt am văzut-o, cred că ați văzut-o cu toții și se vede acolo și trepiedul meu. Foarte drăguț. Un roșu închis. Foarte închis. Și acum e acum. Vai cât de bine miroase. Miroase extraordinar de bine. Dar parcă am mai simțit parfumul ăsta undeva. Parcă l-am simțit tot la Oriflame. Deci mi se pare foarte cunoscut. Dar este atât de finuț. Mi se pare cremos. Vreau să citesc notele. Floral ambrat. Ananas, infuzie florală albă, olibanum. Aceasta este pagina cu parfumul. Va fi în catalogul următor la 140 de lei. Mi-a lăsat apă în gură. Este... Are ceva lactonic. Floral. Ananas. Nu simt ananas. Ceva fructat, dulce, floral, ceva cremos, dulce, v-am mai spus, mă repet, dar este super parfumul. Și știți că nu la fiecare parfum am am această părere. Îmi place. Acum o să vedem cu persistența cum e. Dacă încă nu ați făcut comanda la Oriflame, am emoții. Să știți că vă puteți lua mostre cu pulverizator. O chestie foarte faină. Mi se pare că e treaba cea mai plăcută pe care au putut să o realizeze anul acesta. Mostră cu pulverizator. N-am mai văzut la ei, dar e o mostră din aceasta. Dacă vă luați un parfum, un alt parfum din catalog, parcă așa, o primiți gratis sau plătiți 2 bani. Dacă vreți să o cumpărați, o cumpărați cu 4 lei, dar eu zic că nu e mult. 4 lei chiar e un preț mic. Și vă puteți lua mostra să-l testați și voi. Eu zic că merită prețul unei mostre pentru a testa acest parfum. Și îmi place. Parcă are caramel sau poate acea notă de olibanum.
ceva nati. Și în colet am și aceste două cataloace pentru campania 15. Campanie ce va începe pe 20 octombrie și se va încheia pe 9 octombrie. Și bănuiesc că la acesta v-am spus de septembrie. Dacă am spus septembrie, nu. A început pe 1 octombrie și se va încheia pe 19 octombrie. Iar acesta va începe pe 20 octombrie și se va încheia pe 9 noiembrie. Vai cât le-am mai încurcat! Tare m-am încurcat! Iertare! Îmi cer iertare! Acum, în mod normal, mai fac de astea. O iau de la capăt și șterg filmarea și mă apuc de filmat iarăși. Dar de data aceasta nu voi mai face acest lucru pentru că deja am testat parfumul și nu. Nu mai are rost, dar cui îi place, îi place și așa. Asta e normalitatea. Suntem oameni și greșim. Eu vă mulțumesc pentru atenția voastră. Dacă ați stat cu mine până la final, vă îmbrățișez și scrieți-mi în comentarii dacă v-ați luat parfumul. Mai aveam ceva pe comandă, dar în alt colet mai am un halat. M-am încadrat acolo la o ofertă, un halat la 35 de lei și mi-am mai luat un ser de păr, dar atunci când am dat prima comandă, halatul nu era pe stoc sau nu știu ce s-a întâmplat. Am revenit cu o comandă, dar din păcate coletul acela nu a ajuns. Așa că v-am spus, l-am luat și pe acela, dar nu o să mai filmez pentru două produse, nu are rost. Da, dragilor, acesta este comanda mea. Abia aștept să îmi spuneți dacă v-ați luat măcar o mostră sau mi-ar plăcea să îmi spuneți părerea voastră despre parfum. Tot ce vă spun e că îmi place. Va fi acolo sus, sus în topul meu. Asta e. Vă îmbrățișez. Pa, pa!